Cine lucrează în mediul privat are motive să aștepte cu nerăbdare Paștele. O companie din Doha a anunțat că își va premia angajații. Potrivit datelor, mai bine de o treime din firmele private le vor acorda angajaților prime în bani, iar media este de 400 de lei. Cine nu dă bani, împarte coșuri cu bunătăți sau tichete de cumpărături. Unii gălățeni nu știu dacă vor primi bonificații, pe când alții vor primi destul de puțini bani. Prima de Paște nu știu dacă ne se dă, nu știu. Și prima primiți? Prima, da, 500 de mii. Și prima aveți? Gălățenii care au ieșit la pensie și amintesc că nici în trecut primele nu se cuveneau decât celor care aveau o funcție înaltă. Dar dumneavoastră când munceați, primeați prima de Paște, zile libere? Nu. Niciodată n-ați primit? Mai șefii primeau. Ca și acum. Dar ca ce ați muncit? Am fost macară.